Care sunt particularitățile în sarcină? Cum anume se manifestă sarcina multiplă? Sigur, testul de sarcină va fi la fel, da? Veți avea testul numai devreme, la fel de devreme veți avea testul pozitiv. Însă, simptomele care vin la pachet cu trimestrul 1, adică problemele digestive, sensibilitatea la mirosuri, poate chiar și greața și durerile de cap, pot fi mai frecvente și mai intense la sarcinile multiple. De ce? Sigur că da, este vorba de hormonul beta-HCG, care este hormonul pe care îl produce placenta. Fiind de obicei două placente sau o placentă mai mare, acest hormon este în cantitate mai mare, motiv pentru care simptomele apar ușor mai devreme și sunt ușor mai intense. În sarcinile gemelare o să vedeți că o să fie recomandarea medicală să veniți mai des la consultații. Se fac mai des ecografii și se monitorizează bebeluși într-un mod particular, pentru că în anumite situații pot apărea probleme. Și când spun probleme, mă refer cel mai mult la situațiile în care copilașii nu neapărat au placentele separate. Da? Pentru că, ca să ajungem la punctul 3 de clasificare, aș vrea să vă spun că sunt mai multe feluri de sarcină gemelară. Situația cea mai frecvent întâlnită este când sarcina este cu gemeni diferiți, adică gemeni dizigoți. Da? Asta înseamnă că două ovule separate au fost fertilizate fiecare de câte un spermatozoid și este vorba pur și simplu de doi frați care vin amândoi odată pe lume. Da? Deci copiii pot fi inclusiv fetiță și băiețel, sunt gemeni diferiți. Nu au nimic în comun decât că se nasc în aceeași zi. Da? Aceste situații sunt bune, sunt favorabile pentru că, bineînțeles, placentele sunt diferite și sacii amniotici, adică lichidul amniotic fiecare cu a lui, da? Nu se amestecă lucrurile pe acolo și, sigur, și riscurile sunt proporțional mai mici. Cealaltă variantă în care gemenii sunt identici apare atunci când se fecundează un singur ovul. Dar, în decursul diviziunilor pe care le are acel ovul, adică el, odată ce se fertilizează, începe să se împartă în 2, în 4, în 8, în 16 și așa mai departe. Apar ca niște diviziuni de celule. Ei, pe la primele diviziuni pe acolo, de obicei chiar la prima, da? Chiar la prima diviziune sau așa, ovulul, în loc să se dividă în interiorul lui, se desparte pur și simplu în două. Asta înseamnă că, efectiv, se copiază, materialul genetic este identic între cei doi și provin din același ovul și același spermatozoid. Deci sunt copii identici, doar, da, separați. Acum, problemele care țin de acești copilași care au material genetic identic sunt legate de felul în care se aranjează în burtică placenta. Pentru că ideal ar fi copilașii să fie cu placente diferite, chiar dacă sunt identici. Dacă au placentele diferite, atunci nu există circulație între ei. Câteodată se poate apărea circulație și dacă placentele sunt suficient de apropiate. Chestiunea asta legată de placentă este un factor foarte important de prognostic pe parcursul sarcinii. Diagnosticul care se pune cât mai devreme, undeva la 6-7 săptămâni, asta înseamnă 2-3 săptămâni de la întârzierea menstruației, este esențial, pentru că atunci, la acea ecografie de trimestrul 1, se stabilește corionicitatea. Asta înseamnă care este situația cu placentele copiilor și, bineînțeles, câți sunt și care este situația, pentru că nu tot timpul ei rămân 2 sau respectiv 3. Există ceea ce se numește sindromul geamănului nenăscut. Dispărut, da? Asta înseamnă că, de exemplu, au fost 2 sau 3 și la un moment dat, unul dintre ei sau mai mulți, dacă au fost mai mulți, da, se oprește în evoluție și se topește. Diferența față de sarcina cu un singur făt, în care dacă s-a oprit în evoluție trebuie evacuat, la sarcina gemelară, cât timp există un copil cel puțin în evoluție, nu contează dacă s-a oprit unul sau doi, da? Este important să rețineți chestia asta pentru că asta nu vă condamnă la avort. Deci dacă măcar unul a supraviețuit, ceilalți se vor topi, celălalt sau ceilalți se vor topi și sarcina va merge mai departe fără probleme. Sigur că aici o să fac o paranteză și o să vă spun, nu este valabil la această situație atunci când copiii sunt mari.
adică vorbim de 6-7 luni de sarcină, dacă, Doamne ferește, ceva se întâmplă și unul din copii moare, atunci, sigur, el nu se mai poate topi și țesutul de necroză, adică moartea copilului numărul 1, să zic, îl poate afecta pe cel de-al doilea. Și atunci situația este, sigur, foarte particulară. Deci diagnosticul în sarcina gemelară se face ideal ecografic la 6-7 săptămâni de sarcină și se stabilește atunci câți copilași sunt, unde sunt poziționați, vârsta de gestație, dacă corespunde cu lipsa menstruației, adică cât ne așteptam noi să fie așa de mari să fie, da? Să nu-i reprezinte o discrepanță, să fie cât de cât apropiați, adică nu să fie unul de 7 săptămâni și unul de 5, că este suspect, să aibă activitate cardiacă și se stabilește corionicitatea, adică care este raportul de placentă. Sunt cu placentă comună sau sunt cu placentă separată? Și bineînțeles, saci amniotici. De ce este important? Pentru că după asta, în timp, situația asta este mai greu de diagnosticat. Cu cât crește sărcinuța, cu atât este mai greu de delimitat, de găsit limita dintre placente. Ca să știm dacă sunt două. Da? Și atunci, de obicei, este esențial și medicii insistă foarte mult pe acest diagnostic de corionicitate cât mai devreme în sarcină și el este valabil toată sarcina, nu se mai schimbă. Dacă s-a găsit sarcină biamniotică, bicorială, adică cu săculeți cu lichid amniotic separat și cu placentuțe separate, prognosticul este bun și așa va rămâne pe parcursul sarcinii. Sigur, se monitorizează cu atenție, dar este un factor favorabil.